Încercarea de a găsi legume de toamnă numai bune de conservat pentru iarnă este o adevărată provocare pentru cei preocupați de calitatea alimentelor. În Cluj-Napoca există un loc unde puteți găsi legume ecologice la prețuri de chilipir. E vorba de magazinul Stațiunii de Cercetări Horticole, unde în această perioadă cutiile de legume proaspăt culese abia își găsesc locul în spațiul modest ce servește drept magazin de prezentare. În această perioadă avem castraveți, binete, după cum se vede, ardei gras, gogonele, ardei capia. Deci avem cam toate sortimentele astea care sunt pentru perioada aceasta și pentru pus pe iarnă. Ce e la căutare? Ce merge cel mai bine? Știți că toate produsele merg foarte bine aici la noi. Clienții fideli sunt cei care locuiesc în apropierea magazinului. Ei deja știu că e mult mai economic să îți faci cumpărăturile de la magazinul Stațiunii. În plus, legumele chiar au gust, susțin cumpărătorii. Să zic că sunt nu de fabrică, nu? Nu de fabrică, sunt de la noi din institut. Da. De la noi. De la stațiunea de cercetări. Foarte bune, soi foarte bune roșii, să știți. Dar cum sunt roșiile de fabrică? Am auzit că ați întrebat că sunt... Roșiile făcute în cosuzării de ăștia colective, în fostele CAP-uri. Ori ăștia sunt cele de casă. Care sunt naturale și au gust naturale, de roșii. Naturale, dar gust de roșii și nu au atâtea chimicale în ele. În micul magazin unde trufandalele toamnei au prețuri mici, clienții au parte și de consiliere. Și uneori oamenii fac chiar schimb de rețete. Și roșii câte? Se poate? Toate? Sigur că da.